Am renunțat data trecută la vechea lume. Așa că astăzi suntem aici, în ceea ce pare a fi, zici că e un cavou în puii mei, unde să sperăm că reușim de data asta să dormim liniștiți. O să iau să abia mână și ne punem în pat, așteptând să treacă noaptea, fără să se spauneze în împreună cu. Și am reușit! Și am reușit! Wow! E zi! În sfârșit se întâmplă ceea ce trebuie în jocul ăsta. Ok! Vă uh, salut băieți bine v-am regăsit pe canalul meu, eu sunt Zgârcea iar astăzi vom continua fundația căsuței noastre construite anterior și pentru asta trebuie să mergem acolo unde, din nou foarte ciudată structura aia de acolo pe care am găsit-o noi, uh, hai să tăiem și o găină, deși p p la un moment dat va trebui să țin animalele astea, să ne facem și noi acolo o mică fermă o ceva, vitele nu cred că ne ajută la nimic. Acum așa, că stau, că stau așa să mă gândesc. Bă, man, două, două voci de asta și nici nu mi-a dat drop în puii mei. Ok. Uite și un păiangân. Um, uh, nici nu stiu sincer ce animale se merită să fermez în, în jocul asta, zic bine, să fermez. În orice caz. Haideți să mergem noi într-un cave. Era vreunul pe aici, pe în apropiere, dar unde n-ai era, mai știe cucu uite, e pe acolo ceva. E pe acolo și un creeper ceva. Și un culiță să luăm la noi. Nimic, bă, man. Deci tare sărăcie. tare sărăcie e, bă, acum aici. Uite, o să încep prea de zidul ăsta foarte dubios construit. Dar nu avem n avem lopată. Hai că e bun. Nu, nu bai. Îl dărâmam așa cum putem. Luăm the wooden pickaxe coborâm așa frumos și spargem uh, bloculețele astea și bă, mi se pare că dacă luam blocuri de stone, nu? Puteam să... de cobblestone, pardon, și le puneam în furnace, puteam să fac uh, blocuri de stone care sunt rezistente la creeper, ceea ce mă interesează. Chiar e pe interesul meu, având în vedere ceea ce pățesc de obicei. Ok, noi vrem să facem, cum am zis, fundația de acolo. Uite, am putea să începem să săpăm pe aici, prin munte. Mă rog, munte. Mini muntele ăsta. Dacă avem resurse. Cine știe, sincer. Ok. Ne ducem așa el în jos. Punem și noi o torță? Hai să punem. Să nu ne mai jucăm noi cu focul, da? Punem o torță aici, colo. Și încercăm să facem în așa fel încât să nu murim sap așa câte trei în jos, chid că vom da cu capul. De data asta nu o să mai stau atâta să amenajez. Bă, ale o să le facem în timp, men, cu amenajarea peșterii, amenajarea... Rahat! Facem exact ceea ce... Putem să facem cât mai repede ca să ajungem la ceea ce ne trebuie, adică la loot cât mai mult. Dacă se poate diamante și chestii de genul, ar fi senzație. Așadar, săpăm în jos. Acum cred că am trecut deja de... Ok, se pare că e un cave pe aici. Stați așa. Stați așa că e un cave. Imediat dăm de el. Sau cel așa, așa se auzea. Ia. Să fie aici? Nu. Mai avem de coborât. Dar uite că e foarte aproape men. Se aude exact lângă noi. Ia. Nu ca aici trebuie să fie men. Dar așa că mai coborăm un picuț. Pe păi, da ce naiba? Oh, ce e asta? Ok, coal. Ok, îmi convine. Se întunecă din ce în ce mai ușor mi se pare aici. Bă, și nașpa că... Vedeți ce e nașpa? Trebuie să sap sub mine, dar lasă că acum un bloc în minus de coal nu cred că îmi strică. Nu cred că e atât de nasol. Stai așa! Aici se aud, aici sunt, clar aici sunt mobi. Deci suntem în cave acum. Sau foarte aproape de unul oricum. Ia. Avem ceva cold după noi. Mai putem face torțe, numai bine. Zgărcea, nu mai săpa în jos, nu mai fi prost, că ai mai bănușcat-o de câteva ori cu asta. Eu nu cred că mai vrei. Hai să punem și noi iar o torță pe aici, că iară nu mai văd nimic. Superb. Așa, mă, să văd și eu ce fac, frate, aici. Avem și un pic de lemn, dacă nu mă înșel. Avem și... Plancuri. Plancuri? Nu, sticks. Nu, nu avem. Ba, da, avem, uite aici, wood. Perfect, 25 de bucăți, luăm o parte, facem uh, 24 de bucăți de sticks. Perfect. Ok, n-am niciun fel de ordine în inventar și mă scoate din minți, dar, da, fie treacă. Ia. Ieșiți la iveală, monstrilor Sincer, mi-e un pic teamă deja cu cave-urile astea. Deci chiar mi-e teamă, frate. Dacă te pățani am avut, Oh oh, oh! oh! Hello, amigos! De ce s-a auzit pentru un moment de zici că era copil de la de zombie? Nu știu, copiii de zombie stare prăjiți, Ia. De unde se mai aude? Hello? Bă, sunetele astea chiar sunt complet random sau, sau semnifică ceva pe bune? Ca un pic mă sperie, nu știu cum să vă zic. Ba hai să facem și noi, frate, niște amarete de... Stai! Gata, știu ce facem. Știu ce facem. Gata. Deci, fiate, punem crafting table aici. Facem noi ca lumea un chest pe care l-am plasăm aici. De ce nu mi-a venit până acum ideea asta, sincer? Punem aici itemele noastre mai puțin ce ne trebuie pentru... Uh, pentru construcții și chestii. Adică să ne facem arme Adică exact așa, ne mai rămân niște cobblestone Super Mai facem și noi o sabie uh -huh. uh, Zic să facem și două lopeți Ca văd că ne sunt necesare până la urmă Și restul le punem aici Așa, eu zic că e bine Eu zic că e bine Hai să luăm, uite, coal și stick, bă, bă, dacă... bă, frate avem 50 coal, ok Uh, nu o să fac foarte multe torțe, facem 16 în plus. Gata, le putem pune la loc. Perfect. Na, acum suntem safe. Deci dacă murim, pierdem doar ce avem în bara asta de jos și atât. Ok. Hai la treabă. Gata. Asta e, na. Trebuie să ne obișnuim cu măsuri de precauție. Dacă așa e jocul, ce să și faci, nu? Se aude un zombalău. De undeva din apropiere. Dar încă nu știu exact de unde mai exact. Stai un pic că se aude. Da, 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 aici, 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 ok. Hai, zombalăule, văd că nu ești prea inteligent. Așa observ. Hai că bine, mai e ceva în apă, o, se pare. Ce pe -ai, aici? Ah, ok, ăsta e... Ce? Dar unde n-am ajuns men de se aude deja suprafața pământului? What? Fier! Fier! Perfect! Mamă! Păi da am place -o lumea asta, frate. Doamne, bine că am, te... bine că am încheiat-o pe aia altă men. Ce ai? Gata. Ceva bucățele de iron. Hai să săpăm și încolo, că văd că mai ies uh, ceva cave-uri sau nu știu. Hai să săpăm tot drept. Fii atent, să săpăm tot drept încolo. Sau ar fi sus, bă, poate e seara afară. Poate e seara afară și eu doar mă fraieresc singur cu chestia asta. Ia, hai să ieșim. Pe unde? Să ieșim pe aici? Hai să ieșim pe aici. Facem o ieșire fain frumos. Nu, no, acum sper că nu ne dispar din chesturi. Era să mor. Era să mor aici. Bravo, zgârcea. Oh, nu, stați așa că o să-mi dispară. Fuck. Nu o să-mi bag picioarele, că se întâmplă? Băi, nu mai înțeleg, man. Nu era apă, man care curgea? De ce s-a oprit? Ia, hai să punem și aici o torță, să vedem. De unde dracu a apărut blocul ăsta? What? Nu știu, ba. Paranormal, Minecraft paranormal cu zgârcea careva, entuziasmați careva de așa ce...

stai neaparat să ne mănânce nouă creierii. Ne trebuie să facem o săpătură în jos ca să căutăm diamant. Așa mi-a zis, bă, că trebuie să fac neapărat full armură de diamant ca să rezist pe această versiune. Dar păi ne facem, bă, băieți. Ne facem strong. Trecem de orice obstacol fără probleme. Iar spargem torța. Punem aici. Ok, cred că e bine. Da, așa că ni s distrus un pic Hai că o fi bun Arată ca naiba cum am făcut pe aici săpăturile Dar e ok Deci noi suntem cumva sub apă acum Cred că deasupra noastră e Ia stai pe. Hai să vedem ce se află deasupra Ce dracu se aude zici că e cascadă În pui. mei Ok Hai că încă e bine Aici e pământ, aici e pământ, ia, ok, încă suntem safe, e totul ca lumea, mobii n-au cum să se spawneze încă, fii atent, Asta e momentul în care vedem, nu, nu este nici seară, dar nu este nici apă, ok, excelent, atunci avem mai multe ieșiri, numai bine. A, ok, acum are sens. Am înțeles. Uite acolo, capre. Bun. Avem 46 de blocuri de cobblestone plus blocurile de mai devreme. Care, pe care le găsim dacă intrăm de pe partea asta alta mai ușor, cred. Da. Hai că e bine, zgârcea, bravo. Păi da, am să vă frate, am crezut că am să punem numai câteva blocuri în jos. Ok, cred că era mai ușor pe partea elaltă totuși să ajungem la, mă rog. Hai să luăm după noi cobblestone -ul. O să las aici chestul ăsta. Iau raw pork ce cu mine, iau și coal cu mine și mai multe chestii. Dar țin aici... Hai că le-am luat pe toate până la urmă. Dar țin acolo chestul dintr-un singur motiv, că dacă mai vin pe aici prin... Prin peșteră să am ce unde să las itemele înainte să intru în... parte mai întunecată a peșterii. Dacă se aud pași și mă sperie un pic, sincer. Hai repede, 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 repede înapoi la... Acolo, la locația noastră safe, ok? Nu știu ce se întâmplă pe aici, cine e în jurul nostru și nici nu mai vreau să încerc alte variante dubioase decât să merg în safe zone. Gata, am ajuns. Perfect. Ne putem face acum băieți liniștiți fundația căsuței noastre. Dar înainte de asta, haideți să punem și noi așa niște torțe. Uite, punem una aici, punem una aici, punem una aici. Aici la fel. Bun, ca să nu se mai spawneze nimic dubios în jurul nostru, ok? Punem și aici ceva blocuri de sand. Și o torță peste și una aici, gata. Na, avem acum un perimetru care e al nostru. Delimitare. Totul ca lumea, totul safe, totul bine. Hai să ne facem, bă, fundația aici frumos. Bă, fundația direct pe nisip. Ești nebun. Și aici am zis că o să construim un fel de căbănuță, da? Perfect. v zis cu elevație, cu tot. Bă, îmi place zona. Nu știu, mie îmi place. Nu știu de voi. Poate voi știți hateri. a n O să evit să sap blocurile unde sunt aici torțe. Cred că posibil. Cel puțin până o să facem fundația ca lumea, Adică până acum, câteva secunde. Bun! Hai că ne au ajuns bloculețele astea de cobblestone. Oricum nu aveam prea mult de făcut. Nu mai avem câteva aici de pus. Uite unde era patul. Unde era acest crafting table. Și blocurile astea rămase de pământ. 1, Perfect, bă. Deci perfect. Bă, deci v-am zis, eu vreau, deci de data asta vreau efectiv o căsuță simplă și atât. Dar poate era mai interes, poate era mai inteligent să facem noi un furnace. Ia, hai să încercăm ceva. Hai să facem un furnace aici undeva. Uh, avem? Da, avem. Ok, facem 3. Hai să facem 3, de ce nu? Ok, 1, 2, 3. Le punem așa, efectiv, random pe aici undeva. 1, 2, 3. Și hai să vedem. Avem... dar dracu știe câte ne ajung. Vin 20 și 3. Poftim. Adică 21. 21 pentru fiecare furnace avem coal. Man, am vreodată sens când vorbesc pe jocurile astea? Nu știu dacă am sens. Deci avem 21 de coal pentru fiecare furnace. Iar în fiecare furnace mai împărțim aceste cobblestone-uri care ne ajung cam de aproximativ 12 de fiecare și facem stone. Pentru că vrem o fundație ca lumea, ca lumea, nu doar așa de fasadă, da? Vine un creeper către noi, deja. Deja se perinde de pe aici pe lângă noi. Hai să punem și aici la fel. 12 cobblestone, 12 cobblestone. După care o să facem și iron ore. Uite aici, stone. Perfect. Deci perfect, efectiv. Deci va trebui să facem poate mai bine Fundația din stone sau sau Hmm... Cum să facem noi? Cum să facem noi? Nu, fii atent. Extindem fundația cu două blocuri de astea de stone. Gata, m-am decis. O să facem și căbănuță, cum am zis, adică din lemn. Pe păi fii atent, până pun eu stone-urile astea, ele se fac între timp în partea asta câteva. Pac. Și punem pe exterior, adică fața stonului, len, mamă, să vedeți ce arhitectură aici, bă, de la zgârcea, bă. Ia. Ha? O să arate iurea, oare? Nu cred. Nu cred că o să arate iurea. Să vedem. Mai multă piatră. ce îmi place? Bă, trebuie să fac mai multe forne, sincer. Ca așa stau ca fraieră după fiecare bloculeț de ăsta. M-aș fi dus să caut niște niște lemn Dar sincer mi-am un pic teamă să caut Ce ar fi să punem niște torțe aici? Oare suntem safe dacă facem așa? Punem niște torțe și punem un pat aici Reușim să dormim sau iară ne apar mobi. Mi-am luat sabia Și Ne-am trezit din Perfect! Și cred că acum avem și toate Da, avem și toate Toate stone-urile astea făcute aproape Mamă ce calume, bă deci o să fie o casă anti creeper anti tot ce se poate, tot ce, tot înseamnă mob. Am putea să ne perindăm pe aici să vedem dacă nu cumva găsim și niște bone, niște coase. oase. Hai lasă-mă naibii în pace, ce tot la... sar pe aici. Deci se auzea ca și cum mai e încă un creeper în jurul nostru, nu știu. Uite aici, os, perfect. Avem unul. Și mai mergem aici după scheletul ăla, dacă nu cumva s o dispărut. Da, cred că o dispărut. Ok, mă rog. Că e pasă. Hai să tăiem copaci. Ok. Facem rost de lemn. Și să vedem ce culoare să punem noi la exterior. N-aș pune culoarea aproape de nisip. O să arate dubios. Așa că trebuie să punem ceva mai închis. Cred că ăsta, oak, nu? A, wood, ok. Zice doar wood, wood în planks. Cred că astea clasice sunt cele mai bune, sincer, cele mai potrivite. Nici prea închise, nici prea deschise, la țanc. Ești nebun cum arată momentan? Bă, v-ați văzut cum arată platforma mea, man? Zici că e ceva platforma de ritualuri în puii mei, uitați-vă acolo. Efectiv, un pat pus pe ceva piatră cu torțe în jurul lui. Ce naiba am făcut acolo? No, hai să fim noi băieți buni și să punem înapoi și copăceii pe care i-am tăiat. Că până la urmă ăștia ni foarte de folos. Cred că aici era următorul. Ni-s foarte de folos. Ok. După ce ăștia ne vor ajuta foarte mult în multe situații. Sunt necesar dacă vrem stixuri, dacă vrem uși, dacă vrem chestii de genul. Chiar că va trebui la un moment dat, să facem Iron Door. Însă la ce nu m-am gândit eu până acum și mi-a bășit creierul acum. I oare... Dacă un creeper lovește de două ore în același, în aceeași piatră, piatra aia se distruge? Are un fel de reținere pentru cât de mergi s-o luat? La fel și ușa, dacă intră doi creeperi, dacă se bubuie acolo în ușă, bă, ăsta era, ăsta era lemn de mai deschis. Dar pe păi, încă nu picat puieți. Na, nu-i bai. Îl tăiem pe ăsta și între timp poate pică și de la ăsta la alt, să, plant, să replantăm. Bun. Aici deci îl punem. Hai mă! Așa, perfect. Sapling. Ok, cred că ăsta era bir, birch, birch, nu știu cum naiba se pronunță. Dar în versiunea 1.7.3 nu există denumire, există doar wood. Lemn sau lemn. Asta e iară de la mai ciudățel așa construit. O să pice bucățelele astea toate singure la un moment dat. De la natură. Exact ce ziceam. Numai să fi mai dens să fi spar, să fi tăiat toate, tot lemnul din copățelul ăsta. Că altfel nu o să se distrugă singur complet. Mai e vreun oare ascuns? deci nu cred. Nu, no, nu mai e. Ok tăiem atunci și ăsta și plantăm puietul și aici. uite -l. Perfect. Hai să mai luăm niște puiet și pentru celălalt tip de copac. Deși n-am primit. Bă, ăștia cam rar, frate. Și ce ar fi? Poate chiar să mai plantăm aici colo, ha? Cred că ar fi rău, ha? Să mai avem și noi niște loot pe aici. Uite, mai punem unul pe aici, mai punem unul pe aici. Avem încă un os aici. Superb. Uite. mă mai merge un copac aici și mai merge și un copac aici pe platforma asta. Să fie cât mai mult lemn posibil. Super. Genial. Ok. Hai să ne întoarcem. Oare avem suficient, bă? Mi-ar trebui și bucăți de-astea întregi de lemn. Deci, practic, dacă o să vină creeperii, ce mă interesează e doar fasada să se distrugă și atât. Nu. Tot peretele, tot zidul. Aici ce? Ai doar o tufă, ok. Credeam că e sugar cane. Nu, uite, acolo e sugar cane, în schimb. Și cactus, mulți. Ok. Deci. Wood. Oh, dacă o să avem două rânduri de stone, înseamnă că wood-ul va veni aici. Oare putem să-l punem. Într-un fel anume. Sau se pune doar așa? Se pune doar așa. Oricum m-aș la el, nu se, nu se așează altfel, nu se așează diferit. Ok. Am înțeles ideea. Câte rânduri ne va trebui de, de lemn? Una, două și încă una. Pac. Perfect. Ok. Aici ne mai trebuie niște... Niște nisip. Da. Hello. Aveți ceva să nu spuneți, băieți? Să zicem aici frumos și Va mai trebui să completăm la un moment dat. Dar n-am chefat cu sincer. Mm, acolo ne trebuie o bucățică. Ok, stai acolo în pasta. Facem așa cum putem, da? Așa, perfect. Na, aici nu mai trebuie niște bucăți de lemn și încă una. Perfect. A, ah, și ne mai trebuie încă una. Stai un pic, stai că n-am calculat bine. Stai să luăm stone-ul. Păi și? Am doar atâtea bucățele, mai aveam men. Am crezut că aveam mai multe, sincer. Ok. Uh, nu, stai. Așa, perfect. Punem, practic aici va fi zid. Da, e bun. Ok, și aici mai vine încă o bucățică de lemn. Perfect. O să arate un pic ciudățel că nu pot să-l aranjez eu fix cum vreau. Dar pui, pui aici, ce să-i fac? Cum ne va fac aici? Stai așa, stai că trebuie să fac un fel de trick shot. Bac! Și gata, l-am pus. Înțelegeți ce vreau să fac? Vreau să fac uh, un fel de structură așa misto din uh, lemn de ăsta întreg. Și apoi completăm în mijloc frame-ul. Cadrul ăsta îl facem un mijloc ca lumea cu lemn uh, de la prelucrat cu planks, cu scânduri. Ca așa se fac bă, casele, bă. bine, da. 3 2 1. La țanc vine și ultimul plan, ultimul lemn îl punem acolo. Ok, ar fi o idee să ne facem și noi niște chesturi. Wooden planks. Stai un pic, deci indiferent de culoarea lemnului, mi-am dat tot wooden planks. De aceeași culoare? Ok. Hai să facem niște chesturi. Măcar unul. Hai că facem două, facem unul mare. Perfect. Pe astea două le pun undeva, tot așa în exterior, ca o să tot trebuie să se mut după aia. Hai Bă, man, uite, să pus invers chestul. Ok. Aici punem chestii. Uite, hai să luăm în ore să-l punem în... Uh, aici în furnace, în cuptor. Deci punem aici pork ciopu și hai să economisim, sau să economisim, lasă-l de la Punem aici 5 iron ore-uri de astea să se facă. Noi între timp mergem și mai culegem niște de astea, niște lemne. Ia, se le-am lăsat în urmă, se pare că da. Unde uite aici? Super. Oare cât lemne mai trebuie, ba? Eu cred că o să ne mai trebuiască destul de multicel. Și nu știu ce am un feeling că n-am la mine... Nu, o să-mi ajungă toporul ăsta, cred că o să mai trebuiască. Dacă găsim deci lemn mai deschis la culoare, îl transformăm în planksuri și facem zidul din ele. Că în planksuri se pare că... un se pare că se... Uniformizează, de aceeași nuanță. Bine, e clar că nu o să-mi ajungă în puii mei axul ăsta, toporul ăsta, dacă o să sparg frunzele cu el. Stai, 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 zgârcea, bă, dar ce faci, bă, plantează omul meu. Dacă de aici luăm mult, de aici luăm mult lemn, bă. Fiți atenți. Ne urcăm sus, a băieții. Vreau să găsesc lemn odată, așa, perfect. Dacă trebuie să mai fie pe aici, imposibil să nu mai fie, O Superb. Și el sparge în frumos. OOP Era să pic. Era să pic. Uite-te ai Hai Dacă facem deci vreo 20 de bucăți. Eu. Episodul anterior. Mama o să lucrăm și o să facem un fel de speedrun. Nu o să mai pese de cum arată casa, de cum arată. Bla, 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 bla. Dar hai că măcar de data asta lucrăm la ceva care să fie mai strong, nu? Zic și eu. Se aude ceva, sper să fie doar un porc. Și nimic mai mult. Vine seara. Ok, tăiem repede pomul ăsta, copacul ăsta. Ok. Tăiem foarte repede copacul ăsta, că deja mă simt în pericol maxim. Plantăm aici un sapling, avem 27 de bucăți, ok. De, de lemn. Nu o să-mi ajungă baș să fac toată rama aia de care zic. Să mai mergem, să mai luăm? Hai, uite, mai, mai copacul ăsta. Doamne, ajută să nu vină după mine mob. Doamne, ajută să nu vină, după, să nu mob după mine. Te rog, doamne, fă să nu vină mob după mine. Hai că avem și torțe, e bine. Punem una aici ca să nu se mob în apropiere. În raza trei blocuri sau cât ține. Hai, 31. Bă, să facem așa, mă? Ha? Sau mă cam risc. Uite, mai plantez aici colo. Nu, 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 stai am pe gata. Mai pun 3-4 copăcei pe aici. Uite, mai am un singur sapling, gata. L-am pus și măcar. Măcar de aici. Stai, 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 că e periculosos. E periculosos. Luăm torța cu noi. Bine, fratelo, și ne întoarcem. Hai să tăiem păianzul nostru de aici. Sabia avem. Avem și două bucăți de strings. Și... Pă... Am putea să ne băgăm și după cobblestone. Ce se aude așa? Doar porcu? Doar porcii, că sunt mai mulți. Hai să intrăm noi frumos aici. Și... Hai să mai facem noi rost de niște cobblestone. Ce, ce ziceți, băieți? cred că ideea e bună, nu? Hai o să avem nevoie. Trebuie să ne facem structura aia rezistentă, anti toți mobii posibili. Doamne ajută, cred că în versiunea asta nici nu există Enderman, deși, sincer, cumva îmi plac Endermenii, dar pe de altă parte mă scot din minți, man, cum ridică blocuri aiurea din casa ta și chestii. Dar cred că aici nu avem. Cred că aici suntem safe legat de ei. Păi măi, dar ce tot aude așa de weird, de așa de creepy, man. Nu știu. Câte blocuri? O să ne trebuiască o groază de blocuri pentru structura aia. Da, păi pickaxe avem. Topor e pic cam pe ducă. Hai să punem și noi o torță. La țanc. Mai săpăm și noi așa un pic cuțin jos, poate mai dăm și de altceva, ei mei. Niciodată nu știi, nu? Și avem, cred că avem deja vreo 60, da? Mamă, fix 60, ești nebun? Ok. Poate că ne ajunge dacă... Stai, cât putem să punem într-un furnace? Putem să punem 64. Deci hai să facem 3 stack de 64. Cred că așa ar fi cel mai bine. Momentan avem un stack. Un stack și un pic, practic. Acum îl facem pe al doilea imediat. Și după aia mai avem încă unul. Da, suntem deja la jumătate din al doilea stack. Super. Și atunci nu o să mai avem nicio problemă. Putem să stăm, să intre cine vrea. Acolo la noi în ogradă. Deși o să trebuiască să punem și fans și tot felul de porcării ca să ne protejăm să fim în siguranță în permanență. Da dracu, rămân acum fără fără pickaxe. Am rămas fără pickaxe, băieți. Ok, ne-am blocat la un stack și aproape încă un întreg. Aici nu cred că mai avem iteme, nope. Ok, ieșim atunci afară, ne luăm sabia în mână, ne pregătim de luptă, că sigur să acum mopi pe aici. Să sperăm că nu, dar la ce noroc mi de obicei. Nu, bă, hai că chiar e ok! Bă, măi, vă mai aduceți aminte, măi, cum era seara că, pe, pe cealaltă lume? Era imposibil să ieși fără să mori instant. De asta am dat și numele invers. De multe ori se aude, te zici, că mai e încă un mop cu tine. Hai să hai să evităm acel schelet. Deși nu cred că avem cum. N-avem cum, n-avem cum, Nu avem cum. Fuck. N-avem cum, Nu avem cum, Nu -avem, avem cum. Oh ho ho. Oh ho oh. oh, ho. Oh, oh. Hello boss, amigos. Hello boss, amigos. Fuck. Fuck 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 fuck. Hai, frere, i Hai, i fraiere! Oh my god! Oh my god, oh my god, Hai, vină și tu! Vină și tu să te sparg, mai avem o inimă! O inimă, ești nebun! Ok! Gata, gata! Putem să... Deci stai, 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 Ne punem itemele repede aici! Că niciodată nu știi ce se poate întâmpla! Ne luăm doar sabia cu noi! Ne punem să dormim repede! Ia o sabia în mână, ce ai? Și rezistăm? Am murit. Oh! Păi, ne-a spunat tot aici. Fii atent, că până la urmă ne se salvează. <fie> Zim, te rog, că... ok, măcar ne-a dat tot de aici. Măcar ne-a dat tot de aici, ok? Să vedem, să primim partea aia mai bună, da? Doamne, de mai arunci multe săgeți după mine, men? Da, dracu. Ok, stai un pic. Ne trebuie următoarea sabie, e clar. Ne luăm aici repede sabia. Hai, fraiere. Hai, fraiere. Hai, fraiere. Nu totem mei. Oh, mai ca mea și zilele mele. Ce am făcut în viața asta de a greșit atât de mult încât să merit așa ceva, amen. Și fii atent că aici nici nu pot să umplu așa artificial, ca e nisip și se umple. Oh. o torța aici. Nu, că ne trebuie torțe în prostie acum. Ok. Deci clar, zona asta nu e safe de dormit acum. Um, da. Da. Hai să refacem aici structura cât apucam. Perfect. Ne, -ne explodă și o parte din, din stone. Fii atent. Punem aici cobblestone-ul ăsta la loc. N am apucat să punem stone în furnace? Nu, n-am apucat. Avem un schimb niște iron ingot, ok. Uh, stone, stone, stone. Avem cobblestone-ul pe care am zis că îl transformăm în stone. Și asta vom și face. Cum ne să facem? Așa, facem până se egalează. Perfect, 38 de fiecare. 38 aici, 38 aici și 38 aici. Bun. Acum, continuăm aici structura noastră. Cu niște lemn de ăsta. Sincer, cred că o să regret că, că fac că, structura asta așa de lemn. Cred că o să o regret. Cred că o să, fi, o, să, o să prefer să nu am neapărat structura asta, ci să fie ceva mai solid, dar mă rog. Acum ce avem? Avem și ne bucurăm așa. Fii atent că o să mor. Nu, stai că mă arunc în apă ca să nu mor. Explicați-mi și mie, vă rog frumos, care, dragi, e, e explicația pen, pen, pentru ce, ce pățesc de fiecare dată, men. Hai că ne-a dispărut și... nu. Hai că avem tot ce era. Avem, a, avem tot ce aveam, vreau să spun. Se face și zi deja. Super. Nu? La țang. Hai că ne ajunge de toată rama asta. Perfect. Bă, măcar atât. Măcar avem o veste bună pe final, așa, de episod.

luăm de aici broculețele de stone, completăm ușurel aici, unde creeperii noștri au făcut minuni. Perfect. Superb. Uh, da, asta că aici era zid. Exact. Trebuie să ne găsim unde, unde ne-a fi intrarea. Intrarea o să fac, cred că, pe aici. Una și pe acolo. Nu, 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 nu. nu. Pe aici una și pe acolo una. Ok, atunci în, cum în, în jocul ăsta se poate doar un singur bloc de uh, ușă. O să o punem acolo unde a rămas acum liber. Superb. Next. Dacă avem ceva stone, ne ajunge cel puțin pentru o parte din zidul nostru cel mai important. Și parcă văd că de fapt chestia aia a fost doar un fel de bug, un fel de glitch și atât. Și de fapt creeperii pot să explodeze fără probleme stone-ul Lasă că la un moment facem din obsidian băieți Când o să fim noi bogătani să avem și noi Resurse mai 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 lumea, mai scumpe așa Pun o aici Punem, mai punem una aici Una pe aici, nu știu, le pun joaiurea Ha, dacă arată mai binișor, nu? pare mai safe zona. Ok. Avem încă 7. Super. Dacă mai pun una aici, că după o să uit de ea. Și băieți, cred eu că momentan suntem destul de safe. Nu promit că suntem safe, suntem destul de safe. Ok? căsuța arată din ce în ce mai bine. Hai că o să fie mai interesantă decât aia pe care am făcut-o în lumea anterioară în care am fost. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi și episoadele anterioare. Dacă da, nu uitați să băgați acolo un like, un share și un subscribe. Dacă vă place seria de Minecraft, vă invit să vedeți și videoclipurile anterioare. Să oferiți orice fel de sugestii dacă aveți vreuna. În rest, cam asta am avut de zis. Sunteți cei mai tari ne revedem data viitoare pe canal. Eu am fost Gârcea și vă salut. Sayonara. Goodbye.